găsim la o activitate a Partidului Național Liberal, Organizația Roma, o activitate care se întâmplă cu o anumită periodicitate. Iată, astăzi, 30 aprilie, avem conferința municipală. Martie. Am greșit și de unii m-am luat de la guvernul PSD, căruia nu i-a ieșit bugetul din luna februarie și au mai luat 3 zile din luna martie ca să poată ieși cât de cât în echilibru. Și am rămas sub această impresie că eu știam de obicei mai era un unicorn național care zicea că nu trece iarna până nu trece luna martie. Dar eu am auzit-o acolo, atât, n-am auzit-o și la guvern. Când am auzit că luăm luni zile din martie și l-au pus în februarie ca să iasă decât bugetul, am zis că n-am trebuit să o fac și pe asta. Și sub acea impresie am rămas cu o anumită de la ele, de la calendarul normal. Așa când revin la 30 martie, astăzi când sărbătorim și ziua municipiului Roman. Și vă spun la Muzeul Național de Istorie din București, unul din cel mai vechi și mai frumoase din România, din care voivodul Roman Mușat atestă, dacă vreți, înființarea municipiului Roman. Iată, în zi de sărbătoare municipală, avem și sărbătoarea Organizației Municipale a Pnl Roman, în care ne-am propus să ne alegem organismul de conducere pentru perioada următoare. Și pentru că vrem totul să decurgă în mod normal, să fim într-o notă cât mai structurată, așa cum prevăd reglementările vigoare, voi da conducerea acestei ședințe membrului acestei comisii de organizare a alegerilor județului Neamț, domnul senator Eugen Țapu, care este alături de noi și urăm bun venit. Organizației Neamț, domnul deputat Mungur Cosmanciuc, bună ziua Roman, primarul municipiului Roman, domnul Lucian Nicu, și primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Cuzic. Vedeți, am luat o ordine, așa cum ne dorim mereu, de la dreapta. De la dreapta și să mergem tot înainte cu principii de dreapta, cu o gândire corectă și demnă. Nu pentru că ne dorim noi neapărat să spunem că din partea dreaptă din lucrurile cele mai bune, dar experiența, viața a demonstrat. Într-adevăr, ceea ce e scris cu mâna dreaptă, ceea ce e făcut cruce cu mâna dreaptă este sfânt și atunci mergem la drum cu o gândire de dreapta pentru o țară de dreapta, într-o Europa de dreapta, care dorește să meargă spre modernitate, spre o dezvoltare accentuată în care oamenii să se simtă cât mai bine. De obicei se zice că fiecare să se simtă cât mai bine în pielea lui, la nivel personal, eu aș spune fiecare să ne simțim cât mai bine în țara noastră, la nivel de comunitate, la nivel de societate, pentru că avem nevoie. Avem nevoie cu toții să trăim într-o țară dezvoltată, într-o țară care să se afle în Europa, nu numai din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere economic. Așadar, voi da microfonul domnului senator Eugen Țapu, care va asigura MC-ul zilei de astăzi. Vă rog, domnule senator. Roman și evident că este o zi importantă pentru că, așa cum spunea și Laurențiu Leoneanu, astăzi se împlinesc 625 de ani de atestare oficială a municipiului Roman și cu ocazia aceasta doresc să vă transmit și dumneavoastră și tuturor romașcanilor la mulți ani și doamne, dacă o să întrebi, o să stau jos pentru că intrăm deja în procedura tehnică de alegeri, da? O să vă citesc întâi ordinea conferinței locale.
alegerea secretariatului de ședință, voi validarea prezenței statutare a ședinței, trei alegerea comisiei de validare a candidaturilor, comisiei de numărare de validare a voturilor și patru cuvânt invitaților, șase analiza biroului permanent local din perioada anterioară, șapte prezentarea candidaților și alegeri, cuvântul de încheiere al președintelui nou ales, nouă validarea delegaților din Organizația Municipală a PNL Roman la conferința județeană Neam din 2 aprilie. Așadar, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Nu, mulțumesc, în unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Să începem cu punctul 1. Alegerea secretariatului de ședință. Vă rog să faceți propuneri pentru componența secretariatului de ședință. Cred că trei persoane. Mai sunt și alte propuneri? Înțeleg că nu. Supun la vot aprobarea componenței secretariatului de ședință. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Nu, în unanimitate s-a ales secretariatul de ședință. Validarea prezenței statutare a ședinței, avem la ora aceasta din totalul de 204 delegați prezent 180, absent 24, așadar ședința este statutar constituită. 4. Alegerea comisiei de validare a candidaturilor, comisiei de numărare și validare a voturilor. Vă rog să faceți propuneri. Deci doamna Iorga, doamna Păiuș și domnul Burcudel. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Nu sunt acasă. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. Supun la vot componența comisiei de validare a candidaturilor. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc. Deci, în unanimitate, s-a votat componența comisiei de validare a candidaturilor, comisiei de numărare și validare a voturilor. În continuare, avem cuvântul invitaților. Da, îl invit pe domnul deputat Bucur Cosmaniu, președinte a Organizației PNL Neam, să ia cuvântul. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru cuvânt, prezentare, bună ziua, vă spun și eu, și fiind zi de aniversare, am să repet și eu urările de la mulți ani, dar am să le repet completând, pentru că astăzi o colegă, un coleg, celebrează ziua de naștere, da? La mulți ani și doamnei Păiuș Dana. Am să vreau să vă mulțumesc pentru că am fost foarte destinsă și relaxată astăzi aici la Roman, pentru că ceea ce faceți astăzi, ce facem, practic e 3-1, o aniversare completă. Și o victorie completă după această zi, cred că fără emoții pentru cei care candidează. Chiar dacă înțeleg că există competiție. Înțeleg că există competiție și felicitări pentru că aveți acest curaj. Dragi colegi, suntem la ședința de alegeri a Organizației Municipale Romane. Un birou care se va constitui astăzi pentru 4 ani de zile. Un birou care va completa și continua activitatea începută de predecesorul birou. Cred că în acest moment putem vorbi despre o organizație PNL Roman mult mai puternică decât a fost înainte.
Și de ce spun acest lucru? Pentru că în momentul de față, organizația are un deputat din Roman, are primar în Roman și cred că în 2020 își va dori să fie și mai puternică decât este în momentul de față. Cred că acest lucru se poate întâmpla. Și am convingerea că se va întâmpla. Dar vreau să vorbesc foarte puțin despre noi. De unde am pornit, unde suntem și unde vrem să fim. Și nu am să vorbesc despre rezultate, nu am să vorbesc despre cifre, pentru că le știm cu toții. Dar am să vorbesc, cred că este, consider eu, bine să înțelegem foarte bine despre caractere. Caracterul pe care organizația PNL ne-am vrea să construiască este a unei organizații puternice, a unei organizații formate din oameni destoinici și loiali. Și mai ales inimoși. Acest lucru, cred că, este o caracteristică a celor din Roman și din județul Neamț. Cred că avem puterea să depășim orice greutate. Și am făcut acest lucru. Și nu au fost puține momente în istoria noastră comună. Nu foarte lungă, dar sper să fie suficient de lungă încât să putem face și istorie și pentru zonă, și pentru oraș, și pentru țară, și pentru regiune. Cred că avem nevoie de echilibru. Cred că avem nevoie de înțelegere și aceste calități le-am găsit în organizația PNL Roman, la oamenii care au plecat de aici în frunte, la oamenii care sunt în această sală și în organizația PNL Neamț. Cred că o astfel de echipă putem porni pentru pregătirea a două momente importante cu care ne vom confrunta în 2019. Alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Și am să ajung aici, la acest moment, când vom avea prima bătălie. Astăzi și în aceste zile la Malta este Congresul Partidului Popular European. Președintele Klaus Iohannis a fost acolo. Cred că Partidul Național Liberal poate fi parte a istoriei pe care popularii europeni o vor defini în Europa. Cred și noi putem fi parte acestei istorii în anul 2019 în județul Neamț. Vreau ca echipa care se va alege astăzi la Roman să fie echipa cea mai potrivită pentru a da startul de aici, în Roman, pentru Moldova. Vă doresc mult succes și Doamne ajută să avem parte de astfel de echipă în toată țara pe cum este în Roman. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, Urbăs Manciucă. Îi invit la microfon pe primarul municipiului Piatra Neamț, domnul Dragoș Chitică. Dragi romașcani, în primul rând, mulțumesc pentru invitația care mă onorează de a participa astăzi la conferința locală de alegeri. Bună ziua tuturor și la mulți ani! Credeți-mă că vin cu mare plăcere în acest oraș și vin cu mare plăcere mai ales de când acest oraș a început să fie conduși de oameni cu adevărat gospodari, atunci când în anul 2008 conducerea municipiului Roman, a primăriei Roman, a fost preluată de deputatul meu, mi-e și greu să-i spun deputatul, cum s-a obișnuit cu primarul, Laurențiu Leoreanu. Să mă obișnuiesc în noua postură. Laurențiu Leoreanu a făcut istorie aici la Roman, dar iată că s-a dus pe o poziție mai înaltă, dar nu a uitat de orașul din care a plecat. E mereu prezent în comunitate, este implicat în viața comunității și de acolo, din Parlament, știu că ajută foarte mult orașul Roman. Mai mult decât atât, s-a gândit foarte bine atunci când a făcut acest pas și n-a lăsat orașul pe mâna oricui. A lăsat orașul Roman pe mâna actualului
primar interimar, care în mod clar va fi și primarul ales la Municipiul Roman. Aveți o șansă aici. O șansă, că în ultimii ani ați avut conducători de calitate și avem și noi, ca partid, o șansă că Romanul este condus de astfel de oameni. Eu vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut, pentru contribuția prin voturi pe care Municipiul Roman a adus-o la alegerile din vară și din luna decembrie anului trecut. Trebuie continuat, trebuie dezvoltată această organizație, trebuie ca toată lumea să înțeleagă că PNL-ul este soluția pentru conducerea României și pentru conducerea localităților acestei țări. E adevărat, PSD este astăzi la putere. Dar vedem cu toții cum știe să conducă. Vedem cu toții ce greșeli face. Nu vă mai spun ce complicații face în Gheatra Neamț prin majoritatea pe care a reușit-o să-și opereze în Consiliul Local Gheatra Neamț. Va trebui ca noi să ne dezvoltăm o organizație puternică, un partid puternic pentru a elimina PSD-ul de la conducerea acestei țări. Anul trecut a fost un an cu două runde de alegeri. Rezultatul din luna decembrie este clar că nu ne mulțumește. Dar va trebui să învățăm din greșelile care s-au făcut, să nu le mai repetăm și să fim încrezători că la următoarele alegeri, poporul român va înțelege că în decembrie a făcut o greșeală. Eu vă doresc tuturor mult succes și cât mai multe realizări. Îl invit în continuare pe primarul interimar al Municipiului Roman, domnul Lucian Micu. Dragi colegi, ne aflăm într-un moment important, cel al desemnării conducerii a structurii pe care se clădește un partid. O bază de oameni de unde pornesc idei constructive, se cuceresc prin muncă inimile și mințile alegătorilor. După cum bine știți, eu astăzi nu candidez pentru nicio funcție în partid. Nici nu am de ce. Pentru că la Roman toți formăm o echipă. La alegerile de anul trecut am promis că echipa Laurențiu Dan Loreanu Lucian Micu va rezista și va funcționa. Astăzi, această întâlnire confirmă, dacă mai e nevoie, că distanța Roman-București nu poate fi o piedică pentru cei care își doresc cu adevărat să facă ceva pentru comunitate. Îl am alături pe domnul deputat Laurențiu Deoreanu, căruia vreau să-i mulțumesc că ne sprijină, că nu și-a luat mâna de pe marea familie Romașcană. Îi am alături pe consilierii locali, care au văzut pe propria lor piele că spiritele se pot încinge ușor uneori, cu motiv sau fără motiv. Dar așa este în politică. Noi avem drumul nostru. Drumul către fapte și către dezvoltare și nu ne lăsăm impresionați de vorbe. De asemenea, avem alături pe președintele PNL Neamț, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, pe domnul senator Eugen Țapu. Suntem uniți. L-am de asemenea alături și pe domnul Dragoș Chidic, primarul din Gheatra Neamț, la bine și la greu. Pentru că amândoi fiind primari, suntem dintre cei care avem de suferit din cauza modului discreționar de împărțire a fondurilor de către cei de la PSD. Dar, domnule primar Dragoș Chidic, nu vom ceda. Ne vom lupta cu și mai multă îndrăgire pentru comunitățile noastre. Și nu în ultimul rând, vă am alături pe dumneavoastră. Membrii de bază ai PNL, cei alături de care sunt convins
că în contextul unor eventuale alegeri locale veți lupta ca împreună să ducem la sfârșit proiectul promis romașcanilor în iunie 2016 și anume proiectul Roman 2020. Acesta este programul ales de peste 78% dintre romașcani anul trecut și pe el trebuie să ne canalizăm. Pe el trebuie să-l ducem la bun succes, astfel având datoria să facem voia romașcanilor. Și sigur, poate mă voi repeta și eu, dar e de datoria mea să spun că astăzi, la împlinirea 625 de ani de la prima arestare documentată a romanului, să vă urez tuturor celor care iubiți această urbe muzatină la mulți ani și buni. La fel ca echipei Laurențiu Leoreanu, Lucian Nicu. Vă mulțumesc! Sunteți aici, în sală, nucleul dur al Partidului Național Liberal din municipiul Român. De aceea doresc să profit de această oportunitate a conferinței locale de alegeri pentru a vă mulțumi în mod deosebit pentru rezultatele obținute la cele două alegeri, alegerile locale și alegerile generale. Mulțumiri speciale capitanului de echipă, domnul Laurențiu Leoreanu. Dragii mei, vă spun că trăim momente unice în România. În niciun stat democratic din lumea asta nu s-a mai întâmplat ca un partid care câștigă alegerile și formează guvernul să cadă în picaj în sondaje. În mod normal, partidul care câștigă urcă din inerție 15-20%. Iată că PSD-ul, socialiștii, neocomuniști, da? Neocomuniști, a reușit performanța să cadă 11% în 3 luni. Și declinul lor nu se va opri. Pentru că un argument în plus este că nu fixează, că sunt în cădere, că nu fixează data alegerilor anticipate. Și avem și aici cazul la Roman, pentru că le e frică. Cum s-a întâmplat picajul? Simplu. Prin două atentate. Unul la independența justiției, cu celebra ordonanță 13, care a scos sute de mii de români în stradă. Și al doilea, care din punctul meu de vedere este mai grav decât ordonanța 13, atentatul la economia națională. Și ăsta a început prin celebrele ordonanțe 6 și 9. Care efectiv au dereglementat disciplina cheltuirii banului public și au deschis larg porțile spre un jaf de proporții din banii publici. Uitați-vă, rezultatul acestor atentate este următorul. Haos în economie. În primele două luni, ianuarie și februarie, încasările la bugetul statului, comparativ cu ianuarie și februarie 2016, sunt 1.165.000 de milioane, mai puțin în ianuarie, nu așa cum mințea ieri pe Facebook domnul Dragnea, că au încasat în februarie mai mult, nu. Au încasat și în februarie față de 2% din timp. Februarie 2016, 1.9% din timpul anului trecut în februarie acum. Cu alte cuvinte, comparăm cu bugetul anului trecut și nu cu bugetul anului ăsta, unde în casele ar fi trebuit să crească cu 15% veniturile.
situația este dramatică. Mă uit pe televizor și o văd pe doamna ministru al muncii, Olguța Vasilescu, cum trâmpene de dimineața până seara despre legea salarizării unitare. Dar nu spune că n-are niciun leu prins pentru asta în bugetul de-a noastră. Și nu spune că la ora asta în România cheltuielile bugetare sunt structurate 72% pe salarii și asistență socială, inclusiv pensii. Iar dacă aplică legea salarizării unitare, cheltuielile vor sări de 90% pe cele două capitole. Dacă mai adăugăm și 6% din PIB cheltuieli cu bunuri și servicii, vedem că sărim de 100%. Și întrebarea mea este cât mai rămâne pentru cheltuielile de capital, adică pentru investiții, ca să avem și creștere economică sănătoasă? Zero. Oamenii ăștia sunt irresponsabili complet. Dar Dumnezeu cu milă. Și să ne așteaptă vremuri grele, asta e ce anticipez eu din punct de vedere economic. De-aia va trebui ca noi să devenim forța politică responsabilă a României. Pentru că eu chiar am ajuns să-mi pun întrebarea dacă sunt atât de irresponsabil sau dacă nu o fac în mod deliberat pentru a destabiliza economia România și pentru a face un roezi din punct de vedere economic. Dar haideți să vedem ce avem noi de făcut. Dragii mei, suntem în plin proces de alegeri interne, democratice, de jos în sus. Și Partidul Național Liberal face azi exact ceea ce trebuie să facă. Eu am mare încredere în echipa de la Roma, care este o echipă foarte puternică și în rezultatele care vor veni. Am mare încredere în echipa de la Neamț, unde împreună cu Laurențiu Leoreanu, împreună cu Dragoș Chitic, cu Lucian Micu și evident cu președintele Mugur Cosmanciu, am spus-o și o repet, formăm o echipă pe termen mediu și lung, unită. Și am mare încredere că în urma acestor alegeri, Partidul Național Liberal, pe data de 17 iunie, își va alege un lider puternic și o echipă puternică. Pentru că la congresul de 17 iunie vor veni 5.000 de delegați cu drept de vot. Păi ce expresie a democrației mai mare decât asta poate exista? Niciuna. Eu vă mulțumesc și în continuare îl invit pe Laurențiu Leoreanu, fostul dumneavoastră primar, actualul dumneavoastră parlamentar deputat și sper că viitorul dumneavoastră președinte al organizației municipale. Vă mulțumesc! Am să încerc așa cum prevăd toate normativele de lucru, să prezint un raport succint a activității care s-a încheiat, o radiografie, pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră o cunosc pentru că au participat la ea. Mulțumesc antevorbitorilor mei pentru cuvintele frumoase pe care le-au adus organizații municipale PNL Roman. Rezultatele au vorbit și sper că vor vorbi în continuare. Vreau să vă informez asupra activităților desfășurate din biroul permanent local din Roman în perioada 15 iunie 2015 30 martie 2017. La nivel municipal, biroul politic local al Partidului Național Liberal a fost validat în cadrul ședinții din data din 15 iunie 2015. După validarea noului birou permanent, prima acțiune a fost pe 27 iunie 2015, întâlnirea cu președinților PNL, doamna Alina Vorghiu și domnul Vasile Blaga, cu cetățenii din Roma și din comunele limitrofe pentru a face cunoscută tuturor membrilor PNL din Roma și din comunele arondate
noua echipă și obiectivele ei. După cunoașterea echipei de lucru, s-a trecut la verificarea numărului de membri, la invitarea acestora la sediul Partidului Național Liberal pentru a semna noua adeziune și pentru a cunoaște noua componență a biroului politic local, dar și reorganizarea teritorială. Au urmat constituirea organizațiilor secțiilor de votare, așa cum le știți dumneavoastră, pe scurt, OSD-urile. Fiecare membru din birou permanent local a preluat responsabilitatea constituirii și coordonării unei dintre cele 43 de OSD-uri de pe raza municipiului Roman. Fiecare echipă de lucru s-a întâlnit în ședință de lucru la sediul PNL Roman pentru a-și constitui biroul secției de votare format din 10 membri, un președinte, un vicepreședinte, un secretar și 7 membri. S-au organizat campanii pentru strângere de semnături, un exemplu în acest caz fiind campania semnează-i demisia lui Ponta. Fiecare membru din cadrul biroului permanent local plus președinții de OSD-uri au avut de configurat liste cu semnături, însumând 3.059 de semnători, ca și obiectiv trasat de biroul permanent județean Neamț. Au fost amplasate 3 corpuri în 4 puncte din oraș, prin rotație, prin permutări circulare, în piața Roman Vodă, la statuie, în piața mare, în hala centrală, vis-a-vis de magazinul central și în piața mică, Spirodava. În această activitate s-au obținut peste 1.000 de semnături, din totalul celor 4.066 strânse la nivelul municipiului Roman de această campanie, depășind targetul propus de biroul permanent județean. Fiecare cort a avut în cadrul programului de funcționare câte 2 membri de la organizația de tineret și un membru din cadrul organizației biroului permanent local, organizația de seniori de conducere a PNL Roman. În urma implicării membrilor biroului permanent local în organizarea și funcționarea partidului, s-au configurat și candidaturile, atât pentru funcția de primar, cât și pentru mandatele de consilier local și județeni, și s-au început demersurile pentru pregătirea campaniei pentru alegerile locale din iunie 2016. În urma alegerilor locale, din data de 5 iunie 2016, s-au obținut următoarele rezultate. La primar, Leoreanu Laurențiu, peste 77%, Oprea Gheorghe PSD 15,4%, Iancu Constantin în ordinea descrescătoare a rezultatelor de la PNB 1,3%. S-au repartizat în urma procentajului de 61,85% obținut de PNL la nivel de municipiu, dintr-un număr de 21 de mandate de consilier local, 15 PNL-uri. Cel mai bun scor politic obținut de PNL la nivel de consiliu local, de Consiliul Județean, dar și de primar, prin toate timpurile. În toamna lui 2016 au început pregătirile pentru alegerile parlamentare din decembrie 2016. Candidat din partea PNL Roman pentru un mandat de deputat din ceea ce vă vorbește. După o campanie atipică și dificilă, cu mesaje naționale incoerente și cu niște consultații plătiți de PNL, dar parcă au lucrat pentru PSD, cu toate că candidatul PNL Laurențiu Dan Leoreanu a mers la întâlniri cu alegătorii din Roman și din cele 27 de comune arondate municipiului Roman, s-a obținut pentru Roman Metropolitan, din partea PNL, un mandat de deputat cu un procent de aproape 32%, unul din cele mai bune de județ și cu mult peste media națională, dar total nemulțumitor pentru mine și pentru echipa pe care o conduc. Organizația PNL Roman a fost mereu alături de membrii săi în perioada sărbătorilor pascale și a Crăciunului, astfel încât cu sprijinul echipei s-au făcut la fiecare din aceste sărbători peste 100 de pachete cu produse specifice și au invitat membrii desemnați din cadrul organizațiilor secțiilor de votare la sediu pentru a primi pachetul pregătit și pentru a interacționa cu echipa PNL Roman. Așadar, persoanele care au venit să se bucure au fost cetățeni din Roman desemnați pe principiul pauperității, pe principiul a unei seriozități, dar chiar pe baza acelei seriozități a persoanei respective, acea persoană ne reuși să depășească un nivel de decență în viață. Pentru pregătirea alegerilor de la nivel central, în care ne aflăm, s-a început în teritoriu organizarea structurilor PNL de jos în sus, principiul cu care am fost și eu de acord. De altfel, știți că în cadrul PNL România au fost lansate două curente, alegeri de sus în jos și de jos în sus. Și noi, Romanul și Neamțul, au optat pentru alegeri de jos în sus. Pentru că așa este corect. Piramida trebuie să fie cu
cu baza în jos și nu cu baza în sus, că atunci se transformă în o probabilită. Astfel, în perioada 16-20 martie 2017, Organizația PNL Roman a coordonat organizarea legilor interne în cele 28 de comune arondate municipiului Roman, participând în fiecare comună la alegerile birourilor politice locale. Așa încât, în Roman Metropolitan, avem în acest moment alegeri la nivelul birourilor politice locale acoperit 100%. După stabilirea noilor structuri de conducere la nivelul comunelor, urmează așadar astăzi alegerile din municipiul Roman, de ziua atestării documentare a municipiului Roman și apoi conferința județeană din 2 aprilie 2017. Am încercat să fiu succint, am încercat să vă prezint rezultatele unei munci susținute. Și pentru această muncă, pentru acest deportament, vreau să vă mulțumesc. În nume personal, în numele conducerilor organizației PNL, Neamț, Roman, v-ați simțit dincolo de camarazi în tranșee, prieteni, oameni cu suflet, oameni care au înțeles mesajul, oameni care s-au convins de bună noastră credință, oameni care, având ca argument realizările de municipiul Roman din ultimii 9 ani, au marșat și au mers pe această linie pe care noi am trasat-o, în care Romanul s-a axat pe politici de dreapta, de dezvoltare, de europenizare, de modernizare. Iar principalii factori de diseminare acestor elemente de cunoștință pentru populație a fost dumneavoastră. Cei care v-ați implicat, cei care ați susținut în fiecare cartier, pe fiecare stradă, la fiecare bloc, ați purtat discuții cu cetățenii și le-ați adus argumente pentru susținerea acestor candidaturi. Încă o dată vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu bine, sănătate și echipa frumoasă constituită la Roma să continue.